Salutare, dragilor! Mi-a venit scula Makita HR2470. Am avut ales între Makita și Bosch și am preferat Makita, deși Bosch-ul era un pic mai puternic. Asta are 2,4 juli puterea de percuție și Bosch-ul avea 2,8 sau 2,9. Ladă de plastic, Makita pe ambele părți. Ca accesorii n-avem decât distanțierul, un pic de vaselină pe aici, lucește dacă observați, cablu, pentru care sunt foarte mulțumit. Întotdeauna Makita m-a impresionat plăcut cu acest tip de cablu, foarte, foarte maleabil, plăcut la atingere. Scula are 2 kg și 800 parcă. Are 3 poziții de funcționare: rotopercutor, or mașină și ciocan percutor. Ideea este că ce m-a surprins este faptul că percuția funcționează și în gol. Deci, fără să apeși pe mandrină, percuția funcționează. Am un Einhell, are vreo 10-15 ani. E foarte, merge foarte frumos. Care n-are funcția asta de a funcționa percuția fără să apeși pe mandrină. Astăzi mi-a venit, duminica, uimitor, am făcut aseară comandă la EMAG, 605 lei și cu livrare mâine. Deși era 23 ora, a trecut un pic de 23, avem acolo opțiunea livrare mâine. Și chiar astăzi mi-a livrat-o cu un pic de încurcătură. A venit curierul de la Same Day. Nu eram acasă, am sunat pe cineva să iasă. A ieșit, a luat un coled. După 10 minute, nu 10 minute, mai puțin, cred că 5 minute, mă sună curierul că ajunsese pe o altă stradă destul de aproape de mine și trebuia să dea coletul. Și când a găsit bormașina pe care trebuia să mi-o dea mie în locul coletului respectiv, m-a sunat și am făcut înlocuirea coletului. Deci, la cum arată, eu vă recomand.